Bine v-am găsit! Viața majorității dintre noi se duce cu un picior în trecut și cu altul în viitor, făcând în acest fel o punte peste momentul prezent, singurul care există și la care, paradoxal, suntem cel mai puțin atenți. Cu alte cuvinte, ne trăim viața fixați pe amintiri și pe proiecții despre viitor, uitând să aruncăm o privire în interiorul nostru. Conform maestrilor spirituali orientali, care au dezvoltat multiple tehnici de meditație, în decursul mileniilor, momentul prezent este singurul care contează, este poarta de acces către potențialitățile uriașe ale ființei noastre și către natura sacră a Universului. Astăzi, împreună cu inginerul și terapeutul Eugen Bârgăoanu, coordonator al grupului de cercetare AIM și director al editurii Vidia, vom vorbi despre meditație și transformarea caracterului uman. Bine te-am găsit, Eugen. Bun găsit. Pentru început, te-aș întreba ce spun maestrii orientali despre meditație. Cunoașterea lor profundă spune că, de fapt, scopul fundamental al manifestării noastre este unul spiritual. În realitate, ei spun că există o conștiință care leagă totul în manifestare, conștiință care se reflectă în fiecare dintre noi și există, cum să spun, nu separat de acea conștiință, să nu se înțeleagă, ca și cum ar fi degetele unei mănuși. Da? Și că noi, prin anumite practici, prin meditație, putem să accedem la acea conștiință. Și atunci ne realizăm potențialul nostru fundamental. S-au făcut studii și cei care au făcut studii întotdeauna s-au raportat în zona aceea orientală, zona India, Tibet, pentru Burma, pentru că acolo tradițiile acestea științifice, aș putea să spun, pentru că meditația este un fenomen științific. Acum a pus în evidență prin cimatică, prin tot felul de metode care arată cum se structurează materia în prezența unei vibrații, acolo s-au păstrat lucrurile cele mai științifice. Adică oamenii aceia nu spun trebuie să crezi, trebuie să crezi într-o putere supranaturală, ei spun faci următorul lucru și obții următorul rezultat, deci cumva științific și practic. Și atunci studiile s-au întins asupra grupurilor în care meditația nu se practică doar sub o formă, să zicem, empirică, cum este, de exemplu, în creștinism, în care se spune că trebuie să iubești, ci au forme foarte precise de meditație și unele dintre ultimele studii sunt cele ale lui Daniel Goleman, un tip cu ancore și rădăcini foarte puternice în dezvoltarea personală și a prietenului lui Davidson cu care au făcut aceste experimente și au făcut un institut de cercetare științifică a stărilor acestea de stare modificată de conștiință pe care le atingi în timpul meditației. Și care sunt efectele care apar după câteva ore până în 30 de ore de meditație? Care sunt efectele care apar după câteva sute de ore, după câteva mii sau după câteva zeci de mii de ore de meditație? Care sunt efectele care apar științific și ce produc ele în natura noastră? De ce sunt atât de importante? Dar cheia fundamentală este că e fundamental, scopul fundamental este fuziunea cu această conștiință, atingerea acestui potențial imens pe care psihologia îl numește memorie de lungă durată, care există prezent în fiecare clipă, în fiecare dintre noi. Acolo este vorba despre meditație, iar toate celelalte aspecte, posturile fizice, tehnicile de respirație, pregătesc, de fapt, corpul pentru a putea să intri în acea stare modificată de conștiință pentru meditație. Meditația este cheia. Știința pare că s-a dezvoltat foarte mult, dar în realitate, pentru a obiectiva aceste trăiri, instrumentele științei sunt foarte sărace.
Ce s-a putut vedea este că în stările acestea de conștiință, de stare modificată de conștiință, deși ochii erau închiși, celulele care recepționează lumina, rodopsina și iodopsina, erau activate ca și cum ar fi în prezența unei lumini orbitoare. Deci, deși oamenii aceia închideau ochii, deși făceau chestia asta în întuneric, erau monitorizați și nu exista nicio rază de lumină în zona respectivă, pur și simplu ochii lor se comportau ca și cum ar fi recepționat o lumină imensă. Apăreau stări de funcționare a creierului foarte joase. Studiile făcute au arătat că există o formă de conștiență și chiar dacă erau deranjați în starea respectivă atunci când creierul era în delta foarte jos, sub 4 Hz, nu erau deranjați și nu ieșeau din starea respectivă, adică mintea lor rămânea în continuare într-o stare foarte profundă. Și ce este foarte important, existau niște componente de înaltă frecvență prezente peste 40 de Hz care intră în sfera undelor care se numesc gamma și apăreau de la 40 de Hz în sus, iar în stările de supraconștiință, chiar și de câte peste 150 de Hz, frecvențe foarte, foarte intense în acel moment. Adică, pe lângă frecvențele joase, caracteristice unei stări modificate de conștiință, apăreau niște componente de o frecvență foarte, foarte înaltă, care arătau că acea stare este diferită de starea de somn sau de orice altă stare pe care o cunoaște, pentru că stările acelea de funcționare în paralel cu niște unde atât de înalte nu se mai întâlnește. Da? S-a constatat că la cei care practică, s-au făcut experimente, cei care practică ocazional și însumează undeva sub 30 de ore de meditație, apar niște mici modificări, se activează amigdala, deci cumva practic ca un fel de putere de controlare a subconștientului, se activează conexiunile, sinapsele amigdalei cu lobul frontal, deci care controlează neurotransmițătorii ăștia care țin, catecolaminele care țin de fericire, dopamină, norepinefrină și așa mai departe. Dacă se depășeau 30 de ore de meditație și discutăm despre 100-200 de ore de meditație în sumate, începeau să scadă nivelul de cortizol, care se produce în organism atunci când există o suferință, când există o durere. Deci, practic, arăta o stare de bine enormă faptul că nivelurile de cortizol în organism sunt foarte, foarte mici. Ca dacă se depășeau nivelul miilor de ore, de exemplu, au făcut experimente pe yoghini avansați care practicau și care în sumate aveau o medie de peste 27.000 de ore de meditație, acolo nivelul de cortizol de la acele persoane atunci când rămâneau câteva ore în meditație era subclinic, adică au trebuit inventate teste noi, pentru că în salivă, de obicei în salivă se detectează cortizolul, în testele de salivă nu putea fi decelat. Da? Deci, practic, oamenii aceia trăiau într-o stare de bine, interior, nici nu știu, n-aș vrea să o numesc, aș vrea să privim științific. Ei spuneau beatitudine, dar aș vrea să o privesc într-o stare de bine și de bunăstare interioară, încât practic organismul nu era solicitat să secrete niciun pic de cortizol pentru că nu era nevoie. Și aș vrea să relatez aici o relatare cu Maica Tereza, care a fost monitorizată, Therese Neumann, a fost monitorizată științific, pentru că ea ani de zile nu a mâncat, a fost luat cu mare greutate, înghițea vinerea dimineața o bucată de, sau sâmbătă dimineața o bucată de anafură.
Da? În rest, ea nu mânca și nu bea absolut nimic. Și era bolnavă, suferea de o boală, nu mai știu ce boală suferea, și era în patul ei și i s-a manifestat un înger. Ne povestește asta? Ea povestește. Da, dar și surorile ei, adică călugărițele care erau cu ea în mănăstire, pentru că ea era bolnavă, de-abia se putea mișca și a apărut acel înger și au spus, de ce nu te ridici pentru că, și nu te faci bine? Pentru că un simplu cuvânt de-al tău te va face bine. Și ea a spus, de ce să mă fac bine? Ci pentru că mie mi-este egal. Nu contează corpul fizic. Mintea mea este tot timpul acolo și eu mă simt tot timpul alături de Dumnezeu. Și acel înger i-a relatat că rolul ei este altul și așa, și atunci ea pur și simplu a zis, ok, dacă este așa, atunci mă ridic și o să fiu bine. Și s-a ridicat din patul în care bolea și din momentul ăla a fost bine. Da? Nu a mai manifestat problemele respective. De asta spun, în acel moment de meditație profundă, nivelul acesta de senzori pe care organismul îi produce ca să contracaleze durerea este aproape inexistent. Adică starea de bine este foarte, foarte înaltă. Acum, voi la grupul de cercetare a IMAS studiat un timp ce se întâmplă în creier în funcție de frecvență cerebrală. Da, de stimularea lui, da. Da. Unde beta, unde alfa, unde delta, unde teta. Da. Și ați creat niște aparate care să ajute pe cei care vor să își facă stimulări pentru una seara, pentru meditație și așa de departe. Acum vreau să-ți povestesc un caz concret, să spui unde se încadrează și ce s-ar putea descoperi. Eu am o practică spirituală de mulți ani. Și în ultima vreme, destul de frecvent, am avut vise lucide. Chiar în noaptea de dinaintea acestei întâlniri, cred că am avut vreo 10 vise lucide. Și ca să înțeleagă cei care ne urmăresc care este diferența între un vis obișnuit și un vis lucid, este aceea că într-un vis lucid ești absolut conștient de dubla ta stare. Aceea că ești în pat și aceea că particip la o realitate care este tridimensională, color, cu detalii, adică imaginea într-un vis lucid este la fel de clară și cu detalii cum este imaginea, dacă vedeți acum în jurul dumneavoastră, în camera în care sunteți, cam așa se vede într-un vis lucid. Mai mult decât atât, am senzații tactile, dacă pun mâna pe un obiect, sunt conștient, pot să manipulez cumva acel spațiu astral, să-i spunem, în sensul că dacă îmi exprim o anumită dorință, se manifestă un anumit lucru în concordanță cu intenția mea. Asta vreau să spun, că un vis lucid se poate caracteriza și prin aceea că tu ai o putere de influență, și dacă vrei să-l oprești, poți să-l oprești, dacă vrei să te duci într-un anumit loc. E mai mult decât un vis. Pentru că este o... Ești conștient tot tipul că e un vis, că ești într-un vis. Că ești într-o realitate alternativă, cumva. Da. Singurul simț pe care nu l-am putut testa în acest experiment a fost gustul. În rest, mirosul, simțul tactil, văzul, auzul, toate au funcționat ca în realitatea aceasta. Adică în timpul noastră de experiențe sunt uimit eu, zic, nu se poate să fie atâtea detalii aici în această realitate astral, adică sunt eu șocat, sunt entuziasmat în anumite momente de ceea ce văd, de modul în care se întâmplă lucrurile, în care manipulez realitatea respectivă, interacțiuni cu, mă rog, probabil că e o zonă în care mintea noastră creează o realitate alternativă care are aceeași consistență, că pot să spun, ca și realitatea fizică în momentul în care ești acolo. Dar în același timp există această permanentă conștientizare a faptului că ești în pat, întins și ești într-o stare intermediară. Nici nu dormi, nici nu ești în stare de veghe. Iar între aceste vise lucide te regăsești din nou în pat, e o stare de vibrație a corpului, simți cum ieși din corp, cu partea astrală și intri într-o altă experiență de acest fel. La ce nivel al creierului, la care este nivelul undelor cerebrale în care astfel de fenomene se petrec? Pentru că sunt sigur că mulți oameni au astfel de experimente. Poate rar, poate se întâmplă de câteva ori într-o viață.
Da? Și este clar că este legat de o anumită practică, activarea acestui fenomen mult mai des și activarea unor hormoni, cum este pinolina, de exemplu, fără de care probabil că nu prea poți să ajungi la astfel de experimente conștient fiind. Deci diferența dintre un vis obișnuit și un vis lucid este ca de la cer la pământ. Deci nu există elemente de comparație. Dă-ne niște detalii cu privire la procesele care au loc în creier în astfel de situații. Starea asta se numește dedublare astrală sau proiecție astrală. Chiar dacă ea s-a produs în timpul visului sau poți să o produci conștient în timpul zilei, să vrei tu să intri și să intri relativ direct în ea, pentru că tot treci prin niște stări intermediare, și se produce în gama undelor teta, undeva între 4 și 8 Hz, de cele mai multe ori sub 6 Hz, adică undeva între 6-5 Hz, acolo este starea respectivă. Ea corespunde și unei zone de maximă neuroplasticitate, adică acolo dacă îți dai un ordin sau o sugestie, penetrează în subconștientul nostru la un nivel foarte profund. Adică dacă ai un vis în care, de exemplu, eu am experimentat și gusturi în, așa, și dacă ai un vis în care mănânci ceva stricat sau așa, vomiți două zile după aia, deși tu n-ai făcut nimic în planul fizic care să facă chestia respectivă ca urmare a visului respectiv. Sau sunt persoane care se întorc cu vânătăi sau cu din zona respectivă. Adică subconștientul este atât de sensibil în zona respectivă. O percepe ca o realitate. Percepe ca pe o realitate și se manifestă în planul fizic. Dacă nu ești conștient de dubla ta stare și de faptul că este o realitate pe care tu o controlezi. Corect, da, corect. Da? E pe care tu o controlezi. De obicei, atunci când suntem copii, chestiile astea sunt foarte evidente. Un copil visează de multe ori că zboară, își controlează zborul, zboară să-și vadă corpul, să-și vadă părinții în camera cealaltă, zboară în diverse alte locuri cunoscute unde ar vrea să se ducă, deci fără niciun fel de problemă. Cred că aproape oricine poate să-și amintească cum e să visezi, îți dai seama că visezi când ești copil și încerci să miști mâinile și picioarele și constați că nu le poți mișca, că sunt imobilizată, da, pentru că tu ești de fapt, și din acel moment, dacă te abandonezi, poți să păstrezi conștiența fără niciun fel de problemă. Cei mai mulți se zbat, se zvârcolesc și se zbat și ies din starea respectivă. Și corespunde starea aia de trecere, e în gama complexului ca undeva 33-35 de Hz, care corespunde unei panici destul de intense. E o stare vibrațională destul de puternică și mi-amintesc când mi-am părut prima dată astfel de experiențe la 20 și de ani. Trebuie să învăț să te abandonezi, dar după ce ai făcut de câteva ore asta, după aia depășești ușor și senzația plăcută dispare, ba din contră, poate chiar să devină plăcut, adică să o cauți ca pe un indicator de trecere. Păi e un indicator de trecere, este clar. Da, așa. Un fapt amuzant, că vorbeam despre faptul că poți să manipulezi această realitate, în sensul că voința ta poate duce la materializarea unor lucruri pe care le dorești. În cursul acestui an a fost un experiment interesant. Eram într-un astfel de experiment de vis lucid, conștient de dubla mea situație, conștient de faptul că realitatea respectivă răspunde intențiilor mele. Da. Cu aceeași claritate ca la lumina zilei și în realitate, am zis că, bun, vreau să văd în acest moment, eu entuziasmat și incitat, să văd ce pot să fac acolo. Vreau să văd un leu. Și mi-a apărut un leu, dar de pluș, undeva lângă un perete. Și m-a amuzat chestia, că atât a fost puterea mea de materializare până la unul. Poate să fie și o protecție a subconștientului, că poate te-ai fi speriat dacă apărea un leu, poate să fie și o protecție a subconștientului. Da. Deci sunt stări de dublare astrală și puțini oameni la o vârstă mai înaintată mai sunt capabili să mai manifeste acest lucru. De obicei, asta presupune un antrenament pe care l-ai început când erai mai tânăr și acum, iată, el se manifestă și arată o flexibilitate a mentalului tău și ca să poți să trăiești aceste lucruri. Marea majoritate a oamenilor nici nu-și amintesc visele.
Da. Se schimbă un pic lucrurile când se apropie de moarte. Dar marea majoritate a oamenilor nici nu își amintesc, dorm ca buștean. Da, aceste experimente sunt impresionante. Adică nu e ca un vis oarecare. E ca o experiență care te, când ai prima dată, te marchează pentru că sfidează toate concepțiile tale cu privire la... Nu numai prima dată. Însă și faptul, eu când ating stările astea ca să-mi păstrez mușchiul, intru, ies, ca să memorez calea prin care am intrat și să-mi păstrez antrenat mușchiul. Mușchiul între ghilimele. Adică... Mușchiul între ghilimele. E vorba despre schemele mentale pe care, și duce în zona respectivă. Ei, stările acestea modificate de conștiință, de ce se numesc stări modificate de conștiință? Pentru că, în mod normal, noi în frecvențele astea, în gama asta de frecvențe joase sub 12 Hz, de unde începe alfa, noi nu mai intrăm decât în timpul somnului după ce devenim adulți. Adică dacă nu practicăm o cale spirituală, dacă nu medităm, aceste lucruri nu se mai ating decât în timpul somnului, în diverse faze ale somnului. Și atunci, atingând chestiile acelea într-un alt moment decât în timpul somnului, i-au numit o stare modificată de conștiință. De fapt, în engleză, altered state. Noi spunem că e modificată de conștiință, dar ei zic că e o stare ciudată, adică deci o stare care n-ar trebui să existe. Da? În acea stare modificată de conștiință, diferența fundamentală față de starea de veche este că spiritul critic, care este dat de obiceiurile noastre, de cutumele, de barierele și tampoanele pe care mintea noastră le-a construit, în esență ca să ne protejeze, dar care ne și rigidizează, în acel moment spiritul critic dispare. Și în starea respectivă, noi trăim și putem discuta cu subconștientul nostru, putem să vedem acele stări onirice, să ne construim universul nostru. Dar nu le mai analizăm critic. Fără să le analizăm critic și să ne bucurăm și credem în ele. Da. Da? Și poți să discuți cu oricine și să-i spui de experiența ta pe care ai avut-o, chiar dacă îți spune că e în imaginația ta chestia respectivă, tu știi, starea pe care ai trăit-o nu a fost în imaginația ta. Starea pe care ai trăit-o a fost una reală. Iar cel mai important este ce caracteristici ale noastre modifică, adică deci, ce construiesc aceste stări. Trăirile acestea, în stările acestea modificate de conștiință, une duc. Cu ce ne avantajează, ce produc bun aceste lucruri, prin ce se evidențiază, cum ne modifică pe noi ca oameni, prin ce suntem noi diferiți, cei care urmărim să trăim astfel de stări modificate de conștiință, față de alți oameni care nu urmăresc și își trăiesc liniștit viața lor ca Cypher din Matrix, știi, vreau să mă trezesc în patul meu, să... Este evident că și avem un întreg istoric al oamenilor care, după o experiență spirituală profundă, au venit cu totul schimbați, da? Să ne gândim numai la cei care au trăit experiența morții clinice, da? Că vorbim despre mii și mii de cazuri care au fost puse în bibliografie, care au fost analizate de medici specialiști, deci care au stat lângă muribund, care în momentul morții clinice a analizat situația creierului, a văzut că nu există nici o activitate la nivelul creierului, omul era mort din punct de vedere cerebral. Adică da. În momentul în care acel om revenea surprinzător și la viață, descria niște experiențe uluitoare, care nu doar că ele au existat, dar imediat după acel experiment, omul avea, întreaga ființă era transformată, era un alt om, erau niște experiențe transformatoare. Nu mai puteai să fii același după ce le-ai trăit. Chiar dacă pentru unii
moartea clinică și experiențe moarte clinică sunt considerate procese chimice din creier care au dat niște halucinații și mai departe. Există o unitate foarte mare a stărilor, adică ce vreau să spun este că mii și mii de oameni din diverse culturi, din diverse tradiții, de vârste diferite, cu credințe diferite, au relatat experiențe similare. Ceea ce arată e încă o dovadă a autenticității lor. Pentru că nu aveau nici între... Unii oameni erau de condiție modestă. Nici măcar nu știau că există un istoric de astfel de... Corect, da. Ca să fi avut o informație, vă zic și eu chestia aia. Da? În America de Sud există o combinație de plante care se numește ayahuasca. Ei spun medicina ayahuasca și... Inițial... E în Occident este considerată un drog. Un drog. Ei spun medicina ayahuasca și dar face parte din cultura lor. Acolo este în tradiția lor șamanică. Da, e o tradiție șamanică, chestia respectivă. Ei spun medicina ayahuasca. Eu știu o persoană care avea o boală autoimună foarte gravă și care după ce a stat 3 luni de zile acolo și a luat aproape zi de zi ayahuasca, mă rog, după prima lună a fost vindecată complet. Nu putea să facă copii, a făcut copii. Da? Deci, apropo de stările acestea modificate de conștiință. Iar monitorizarea lor în momentul în care luau substanțe din asta, arăta clar că, de fapt, creierul se duce în zone din acestea care corespund stărilor înalte de meditație. Anul 2024 începe cu un eveniment unic. Conferința Tainele șamanilor incași, o călătorie inițiatică în căutarea adevărului despre viață și moarte. Această conferință este specială și datorită celor doi invitați pe care îi am. Primul dintre ei este șamanul Puma Freddy, care vine tocmai din Peru pentru a vă întâlni. Un om cu abilități speciale și un urmaș autentic din punct de vedere genetic și cultural al vechilor incași, moștenitorul unei tradiții spirituale cu învățături de mare valoare. Al doilea invitat este doctorul Vasile Oșan, medicul coordonator al loturilor olimpice de canotaj și atletism ale României, un sportiv deținător a 2 recorduri mondiale de traversare într-o barcă cu vâsle a Mării Negre și a Oceanului Atlantic, alături de alți 3 temerari pe care i-a condus în această aventură. O reușită care are legătură și cu călătoriile sale în Peru, unde a căutat să pătrundă tainele naturii decodificate de tradiția șamanică autentică. Ceea ce va fi deosebit de incitant în această conferință, pe lângă multe altele, este să aflați ce spune șamanul Puma Freddy despre locurile sacre ale getodacilor pe care le-a vizitat în anii trecuți și cum interpretează asemănarea dintre practicile șamanice ale strămoșilor săi și practicile spirituale ale sacerdoților getodaci. Așadar, vă invit la acest eveniment unic care are loc miercuri 31 ianuarie 2024 de la ora 19 la Sala Dales din București, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 18. Detalii despre achiziționarea biletelor online veți găsi pe site-ul științeșispiritualitate.ro la secțiunea Evenimente. Biletele pot fi cumpărate și direct de la anticariatul Sălii Dales. Vă așteptăm cu drag. O să relatez un caz care este celebru, un american, inginer, dar el și-a făcut banii din marketing în 1952, Lester Levinson. El la 42 de ani, în 1952, după a doua operație pe cord, a fost trimis acasă să moară. I s-a spus că în maxim 3 săptămâni va muri. Și pentru că medicina nu mai putea la vremea respectivă, poate nici astăzi, nu știu, nu mai putea să mai facă nimic pentru el. Tot ce s-a făcut, s-a putut face, s-a făcut și a fost trimis să moară. El avea un background, adică chiar dacă se ocupase de marketing și trăise în tumultul așa destul de vijelios al
economiei americane, avea un background în spate, pentru că a început să practice un anumit gen de meditație care în tradiția orientală este cunoscut ca jnana, adică deci meditație prin cunoaștere, a la Ramana Maharishi. Și foarte, foarte concret, de altfel el a și concretizat o metodă foarte pragmatică de meditație și a început să practice chestia respectivă, la început cu reținere, totul a plecat de la faptul că s-a gândit că trebuie să-și pună viața în ordine, să lase copiii asigurați, soția asigurată și să se ducă liniștit. Ori tocmai aici era o problemă, că el nu era deloc liniștit și asta era cel mai important lucru. Și atunci a constatat că sunt tot felul de gânduri care îi bântuie mintea și pur și simplu, printr-o anumită metodă, el a început să lase toate acele gânduri să plece. Și tot făcea chestia asta, spune și el, când am descoperit beția aceea de a lăsa un gând să plece și de a simți o liniște imensă care apărea în urma gândului respectiv și după aia mai lăsam unul și încă liniștea s-a amplificat din sine, zice, nu m-am mai oprit. Și după vreo săptămână, simțindu-se mai bine, s-a urcat în mașină și s-a dus la doctorul care l-a operat. Și doctorul când l-a văzut, adică nu-i venea să creadă că a venit conducând singur și așa, și l-a luat și a făcut din nou analize și a spus, zice, nu știu ce faci, du-te și fă în continuare, pentru că nici vorbă să mai mor peste 2 săptămâni, du-te și fă în continuare. În vreo 2 luni și jumătate s-a vindecat, a fost declarat complet vindecat. Ironia sorții face că a mai trăit încă 42 de ani, deci încă o viață. A murit în 1994, iar stările pe care el le relatează sunt niște stări atât de profunde, așa cum sunt descrise stările de supraconștiință din Yoga Sutra ale lui Patanjali. Și a lăsat o metodă cu chestia lui, care e o metodă foarte concretă. Vorbim despre cum funcționează mintea. Da. Mai este o poveste foarte interesantă, relatată de un american, este cel care a investigat așa numitele zone albastre, da, în care oamenii trăiesc cel mai mult pe pământ, pentru a vedea care sunt obiceiurile de viață culinare care duc la această longevitate. Și a relatat cazul unui italian care era în Statele Unite, avea vreo 40 ceva de ani, ceva genul ăsta, când a fost diagnosticat cu cancer. Galopant, cu metastaze, ceva de genul ăsta, i se mai da câteva luni de trăit și omul a zis, dacă tot mai am câteva luni de trăit, măcar să mor la mine în insula nu știu care, unde era exact una dintre aceste zone albastre. Simplu fapt că s-a întors și a schimbat mediul, vorbind acum despre epigenetică, că e un aspect important care ajută foarte mult, simplu fapt că a schimbat mediul, s-a întors acolo, s-a adaptat, s-a readaptat vibrației locale, stilului de viață. A ajuns aproape spre 100 de ani, a trăit bine, mersi, încă o viață, cum ai spus tu, fără să facă meditații, dar mintea lui a fost determinată să se reseteze. Prin faptul că a schimbat mediul, obiceiurile și s-a liniștit. Că una e să trăiești într-un multul unui oraș, da, ca New York, să știu unde, în altă parte. Exact. Deci, și alta e să trăiești într-un loc izolat. Din nou, liniștea, relaxarea, absența stresului, care duc la niște fenomene la nivelul creierului cu consecințe extraordinare asupra întregii ființe. Păi, ce relatai tu despre acea visare conștientă pe care o ai, ea este stimulată și amplificată și chiar trezită prin ceea ce se numește dark room experience, adică deci trăirea într-o cameră complet întunecată. S-a încercat a se explica științific că practic în corpul nostru, în absența luminii, se creează
niște substanțe, în principal melatonina este fundamentală, pe care prima rază de lumină care pică pe pielea noastră dimineața o distruge, adică o anihilează. Și ce s-a asimilat în timpul nopții, adică destul de puțin, rămâne. Restul este distrusă de către lumină. Procesul se oprește și ea este distrusă. Dar dacă stai mai multe zile în întuneric, de pe la 3 zile în sus, experiența este constructivă, pentru că în primele 3 zile mintea este atât de agitată încât nu îți dai seama de beneficiile experienței și de-abia după aceea mintea se liniștește și trăiește. Chestiile acestea încep să apară în mod frecvent. Ilie Ceară, de exemplu, un trăitor român, un, după părerea mea, unul dintre cei mai deosebiți oameni pe care eu i-am cunoscut în, din România, foarte deosebit. El, în timpul instaurării stăpânirii astea comuniste care a fost, a trebuit să stea ascuns într-un pod de casă în întuneric aproape complet, timp de aproape 2 ani. Și, ca urmare, a reușit să aibă permanent toată viața capacitatea de a intra la voință, de a se dedubla în planul astral la voință. Și el se ducea, discuta exact cum a fost Swedenborg. Adică îl trimiteau să vorbească cu nu știu cine. Și el vorbea și spunea, uite, mi-a zis cu tare că acolo găsești lucrul respectiv. Se duceau, căutau și acolo îl găseau. Adică care infirmă orice, să spunem, mit că practic n-ar exista sau când tu nu găsești un lucru și omul se duce, se proiectează în astral și spune că i-a spus stăpânul care decedase că îl găsește în cutare loc și îl găsește în cutare loc, ce să mai spui la chestia asta? Adică... Bine, vorbim despre zona astrală, da. Există trei zone în care, odată ce te desprinzi de corpul fizic, poți să mergi. Este un dublu al realității fizice, da, în care poți să călătorești în locuri concrete, să, da, ai interacțiuni, să vezi lucruri și apoi să revii cu... Așa se întâmplă în multe situații de... În cazul operațiilor din spitale, când pacienții, da, în situația aia dramatică se dublează, plutesc deasupra, văd ce se întâmplă, da, au discuții și în alte camere. Sunt alte realități concrete, universuri, să spunem, paralele, în care sunt alte lumi concrete. Și o a treia categorie este un univers astral pe care tu îl modelezi cu propria minte și care nu face parte nici de realitatea fizică, nici din realitatea altor, da, lumi. Este o realitate pe care tu o creezi modelând materia astrală prin puterea voinței tale. Realitatea aceea care este foarte apropiată de realitatea fizică este de obicei dublu eteric. Și acolo lucrurile sunt cumva cam asemănătoare prin planul fizic. Dedublarea aceea în planul astral în care te duci în lumi paralele și este o dedublare de obicei care nu este conștientă. Iar în momentul în care intervine conștiența, chiar dacă îți amintești după aia, e ca un vis pe care ți-l amintești. Iar cea în care ești conștientă și îți dai seama că visezi și așa, acolo, într-adevăr, poți să modifici lucrurile, poți să te duci unde vrei, pentru că în astral, simplu gând la un loc, te teleportează instantaneu în locul respectiv. Poți să intri în contact cu, da, diverse entități. Și asta spun că, no, un alt experiment foarte interesant, uneori când se întâmplă lucrul ăsta, îmi propun, acum vreau să văd sau să fiu undeva. Da. Uneori se întâmplă, altul nu se întâmplă. Dar a fost o situație în care am zis, era o atmosferă destul de întunecată, da, așa, și am zis, bun, acum aș vrea să văd un răsărit de soare. Și la puține secunde după aia, da, la, da, orizont, a apărut soarele, se vedea așa marea și după a dispărut înapoi. Adică nu s-a putut menține foarte mult, pentru că asta a fost, da, puterea mea de concretizare a acelui lucru, dar... E așa cum spuneai, îți dă posibilitatea să ești ca în acel film cu DiCaprio, Inception, da? În care, da, intri în acea realitate și poți să modelezi lumea aceea astrală după voința ta, mai mare sau mai mică, așa cum am spus eu. Am vrut un leu și am vrut unul de pluș.
exercițiu, adică dacă faci chestia asta ca exercițiu, da. Acum, trăirile acestea în stări modificate de conștiință, fie că sunt prin meditație, duc până la urmă la dezvoltarea unor însușiri care devin permanente. Adică studiile făcute arată că dacă o persoană depășește 100 de ore de meditație, per total, care nu înseamnă foarte, foarte mult, da? Deja atinge o stare de liniște interioară foarte profundă. Rezistența ei la durere crește. Există două chestii la rezistența la durere. În primul rând, există un răspuns al organismului de panică în momentul în care știi că vei fi supus la o durere, care e o reacție mult mai puternică decât durerea însuși, adică grijile pe care ni le facem pentru un eveniment sunt mult mai crâncene decât evenimentul în sine. Și după aceea există trauma, adică modificarea cerebrală din momentul durerii. S-a constatat că meditația, nu foarte mult, adică în jur până într-o 100 de ore, duce la diminuarea aproape completă grijilor acelea pe care ți le faci cu privire la eveniment. Și la durere, deși există un răspuns imediat, după aceea, cumva, conștientul ignoră și vine din nou la normal, ca și cum n-ar exista durerea, deși ea persistă acolo. Este doar un răspuns inițial și după care el, creierul nostru, se întoarce ca și cum n-ar mai exista durerea respectivă. Da? Astea sunt experiențele care sunt făcute după, cu puține meditații, care sunt cele mai concludente. Adică, deci, depinde ce ne aduce chiar și puțină practică. Dar pe termen lung, oamenii aceia devin aproape imperturbabili, adică ei trăiesc în acea stare a lor aproape netulburați, fără niciun fel de problemă. Dacă în finalul emisiunii ți-ai propune să recomand celor care ne urmăresc ca o tehnică simplă de meditație, fără nimic complicat, care să fie la îndemâna oricui pentru a se orienta spre interior pentru a accesa lumea interioară și universul mai profund care este... Știi, ce este curios este că în tradiția din care provine creștinismul, în tradiția eseniană, se spune că atunci când se îmbolnăvea cineva din comunitate, restul, toți ceilalți care nu aveau niciun fel de problemă, meditau pentru ca celălalt să se facă bine. Și meditau din două motive. Odată ca să-și ridice ei nivelul de vibrație și să nu se îmbolnăvească și ei. Și a doua oară meditau ca ridicându-și ei nivelul de vibrație să depășească o energie de prag și să modifice și persoana care era în cauză și să fie bolnavă. Una dintre cele mai frumoase forme de meditație este cea care în tradiția orientală este descrisă ca fiind japa, repetiția, pe care a practicat-o și fizicianul francez Émile Cuiet. Cu fiecare zi care trece, mă simt din ce în ce mai bine din toate punctele de vedere. Dar ce este important, dacă e să faci o astfel de sugestie, este că trebuie să atașezi acestei sugestii emoție cât mai puternică. Fără ea este un gând sterp care nu va produce prea mult. Repetiția duce și la emoție, că făcând să nască rezonanțele ca să apară și înțelegerea. Fraza mea preferată este sunt permanent calm și liniștit pentru că sunt mereu una cu Dumnezeu ca ființă. Deci ar fi niște forme simple prin care repetată. Deci Émile Cuiet e recomandat de 50 de ori dimineața, de 50 de ori seara. Da. Pentru că așa să te concentrezi asupra unor realități abstracte care să te ducă la stări de conștiință, ține de practici avansate și trebuie să ai experiență și practică. Repetarea unei fraze verbale, chiar și timp de câteva minute, duce creierul în stări modificate de conștiință, adică duce creierul în alfa sau chiar în teta. Deci pur și simplu, simplu fapt că repeți aceeași formulă verbală. Și respirația, pentru că se poate face pe respirație. Poți să acorzi, să spunem, toată afirmația asta spusă lent,
pe expirație, pe inspirație la fel, dacă păstrezi ritmul, da, da, te ajută, pentru că cercetările făcute asupra inimii arată că inima influențează întregul organism pe patru niveluri. Da. Dar unul dintre ele este ritmul. Pentru că ritmul inimii creează, pulsează la nivelul venelor și influențează inclusiv cum gândim. Dacă inima chimia bate mai repede, da, creierul funcționează altfel, gândurile vor fi de altă natură. Prin urmare, dacă reușești să reglezi funcționarea inimii printr-o meditație pe baza unei respirații regulate, mai lungi, cu timp mai lungi, pe care poți să-i crești, atunci vei crea o legătură inimă-creier, vei crea o stabilitate din multe puncte de vedere și atunci accesul spre profunzimile sufletului va fi ajutat, va fi mai... Intrarea în stările acestea modificate de conștiință are niște valențe cu totul și cu totul deosebite. Un caz foarte frumos cu care închei, un ziarist american, Michael Hutchison, noi am publicat o carte de-a lui, se numește Superinteligența, deosebit de frumoasă. El a fost încurajat de către cei care produceau aparatură din asta, aparate de stimulare mentală, incinte din asta de plutit, samadhi tank și așa mai departe, să facă experiențe acolo și să scrie articole despre chestia respectivă. Și el a testat toate aparatele acestea, a făcut mii de experiențe cu aparatele astea și a scos o carte, Mega Brain se numește ea în engleză, noi am tradus Superinteligența, că n-ai cum să spui. Și după chestia asta, el a avut, i s-a urcat, ca să zic, i s-a umflat pipot, i s-a umflat ego și el, mărturisirile lui, am discutat la telefon cu el și alergând, a alunecat de pe un pod de pe la 7-8 metri și a căzut în apa râului Santa Fe, la margine, iarna, și s-a lovit la ceafă, a rămas acolo întins jos și a stat 8 ore în apa înghețată a râului. Când l-au găsit, au zis că are hipotermie și nu mai e nicio șansă, s-a instalat, o să moară. A scăpat totuși din chestia respectivă. Și a revenit, dar când după ce și-a revenit ca la nivel de conștiență și așa, el a paralizat de la gât în jos. Și după vreun an și ceva de stat prin spitalele astea americane, i s-au terminat toți banii, deși era destul de avut, avea vreo 4 milioane de dolari averea lui, dar s-a terminat. Și l-au dat să moară într-un sanatoriu super ciudat, unde el povestea că erau bolnavi psihic care veneau și își făceau nevoile în patul lui. Și un prieten a venit acolo, i-a făcut un dispozitiv prin care el nu putea să miște decât capul. Mișcând capul, putea să dea paginile la o carte, adora să citească. Și i-a adus o carte de-a lui Maharishi, pe care o avea pe birou acolo, ca fiind prima carte pe care să o citească. Și el a o meditație descrisă acolo de liniștirea minții. Și el a început să facă meditația respectivă. Și la început nu putea deloc, după care câteva fracțiuni de secund a început să întrezărească, după care chiar câteva zeci de secunde putea să rămână în acea stare meditativă. Miraculos, sănătatea lui s-a îmbunătățit, n-a mai fost niciodată cum era înainte, dar a putut să iasă într-un scaun de rotile și să străiască restul zilelor în casa lui. Și ce a fost foarte interesant este că în momentul în care a trăit acele stări și a dat seama că de-a lungul vieții, de nenumărate ori, a trăit acele stări, doar că fiind focalizat asupra altceva, nu le-a dat importanță. El avea avioanele lui în cap și alea nu se potriveau cu ce... Da? Dar în momentul în care a fost pus cu spatele la zid, automat s-a îndreptat către asta și... Da. Foarte interesant. Da. Emisiunea a fost foarte interesantă. Ne vom reîntâlni și cu altă ocazie cu Eugen Bârgăoanu. Până atunci, toate cele bune tuturor. Ne revedem în curând. La revedere.